Bună seara! Va fi un live foarte scurt și extrem de important. Vă rog frumos să îl distribuiți. Este vorba despre violul nenorocit a unor a trei brute nenorocite asupra unui copil la școala de vară a partidului Aur. Exact cum v-am spus, trei persoane s-au năpustit peste un copil. Poliția din Constanța vede un copil băut și îl lasă acolo când, fiind minor, are obligația să-l scoată din locul în care îl găsește și să-l ducă acasă. La părintele care a sunat îngrijorat de soarta lui. A doua zi, poliția din Constanța revine, vede aceea situație gravă și nu intervine. Poliția din uh, județul Ialomița am înțeles că s-a depus o plângere penală. Uimitor este că, deși este vorba despre interesul superior al copilului. Este vorba de un viol. Este vorba de politicieni. Niciun polițist, niciun procuror nu a, dispu nu a dispus reținerea celor trei animale a căror identitate se știe. Am intrat pe acest fir. Credeți-mă că nu mă las până nu fac ordine și până când brutele astea nu intră la închisoare. În urma luării mele de poziție împotriva lui Simion, care își apără nenorociții de violatori, precum și în urma reacției mele la emisiunea pe care domnul Simion a avut-o în care a avut tupeu să o acuze pe minoră de minciună și să ia apărarea javrelor din partidul lui sau simpatizanților lui. În orice caz, răspunderea aparține partidului pentru că s-a întâmplat la un eveniment al lor. Nu spune nimeni că a vrut să se întâmple, dar dacă s-a întâmplat, îți asumi. Nu te-a pus să dai și tu într-un copil care este distrus și mai dai și tu în el după ce brutele și mizeriile voastre s-au năpustit asupra unei, unei copile, unei minore. Poliția este mafie. Domnule Despescu, domnule Predoiu. Cum e posibil ca poliția? Domnule Predoiu, ce justiție aveți? Ce conduceți, domnule Predoiu? Nu există niciun reținut, așa ați făcut și în cazul Crevedia până nu m-am implicat eu. De gura mea ați reținut pe aia. Nu vreți să cășun pe voi acum, că am și cășuna pe voi. Mișcați-vă și rețineți javrele nenorocite! Și vreau să știu câte interogatorii ați avut? Vreau să știu și eu dacă conducerea Partidului Aurie a fost intervievată? Dacă există persoane audiate în acest caz, cum este posibil că atunci când un copil este efectiv victima unui viol, poliția nu reține făptașii? Cum este posibil să nu existe respectarea legii nici măcar când e vorba de un copil? Unde este DGASPC-ul care în afară de consiliere psihologică are obligația să intervină, să solicite poliției reținerea și trimiterea celor trei brute nenorocite? Cu mandat de arestare, mai ales că există un certificat medico-legal, mai ales că există denunțe, există plângere penală. Cum este posibil ca nimeni până acum, într-o săptămână, voi credeți că vă se va uita cazul? Cât timp mai trăiesc eu, nu se va uita niciun caz. În urma reacțiilor mele, astăzi am început să primesc mesaje de la javrele brutele care au violat-o, amenințându-mă pe mine. Amenințați-mă! Mie nu mi-e frică de voi, mă! Simioane, țineți brutele nenorocite că cu mine nu le merge! Și spunele să nu mai pună întrebări despre holocaust că nu le merge nici cu asta! Ăștia-s oamenii voștri care amenință un senator pentru că se implică să rezolve un caz? Nu mi-e frică de voi! Drept pentru care... Solicit parchetului din Constanța și parchetului din Ialomița să ia de urgență măsura reținerii, poliția să-și facă treaba. Trei animale nenorocite au violat un copil. Gândiți-vă că ar fi copiii voștri în joc. Cum ați reacționa? Solicit reținerea de urgență a celor trei brute. Domnilor procurori, domnule predoiu, cum e posibil? Eu însămi depun plângere penală împotriva partidului Aur, pentru faptul că prin apărarea violatorilor se face complice la această infracțiune. Favorizarea infractorului rușine să vă fie vouă tuturor, celor care susțineți niște violatori. violatorii trebuie să stea în pârnaie. Știți ce viață nenorocită au violatorii de copii? Știți ce viață nenorocită? De aceea solicit Ministerului Justiției, parchetului general să intervină Dumnezeul odată și cer de urgență intervenția autorităților din România. Pentru rezolvarea acestui caz și nu numai acestui caz. Cum e posibil că opinia publică să nu reacționeze la un astfel de caz nenorocit? Cum e posibil ca poliția să rămână inertă și să nu rețină un astfel de nenorociți? Cum e posibil că un partid politic să nu șeară scuze și să nu încerce să ajute familia și să îi arate cu degetul pe acei criminali? Că sunt sau nu sunt membri, nici nu contează, au fost la școala ta. Eu vreau să proprie. Unde e ancheta ta proprie, Simioane? Te-am învățat două zile la rând ce ai avut de făcut. Și ai avut tu, Peu, să fii însemnat să dai ochii cu mine, mă? Băi, eu sunt mamă, băi! Nu vă e rușine, de ce? Pentru că nu au, pile fe... uh, uh, nu au pile fetele astea și mama copilei? Pentru că nu sunt potente financiar și nu sunt potente politic? Vă bateți joc? Te vrei președintele României? N-ai să ajungi, mă! Eu te-am băgat în parlament, eu te scot. Comportamentul tău este reprobabil. Nu e posibil să apert violatorii și să faci fetița aia mincinoasă. Ai fost tu acolo? De acolo știi că e mincinoasă? Ai participat? Când altfel de unde știi? În momentul în care astfel de acuzații îți muși limba, își ceri iertare, primul lucru pe care îl faci, te duci la familie. Nu te duci acum că e tardiv, te iau la bătaie ăia. Dar nu te duci, te-ai dus din te cursiva la televiziune și ai acuzat-o pe fetiță de minciună? După ce e terminată? Pui de lele! Pierde vară, trântor care n-ați să cu nimic în viața voastră! N-ați construit o casă! Ați fura cu toții! Din ce bani ați trăit băi ăștia care n-ați muncit niciodată? Din ce bani? Solicit organelor de anchetă imediat să dispună reținerea a celor trei namile nenorocite și trimiterea lor cu propunere de arestare. Asta este normal într-o societate normală. Din acest moment sunt cu ochii pe cazul ăsta, și oricum sunt de câteva zile. Lipsa de reacție și acceptarea situației se numește complicitate. Atenție! Și apărarea infractorilor este infracțiune, favorizarea infractorului. Hai să văd și eu, domnule Predoiu! Cum e justiția când o conduci dumneata? Popor român trezește-te